în funcție de competențele fiecărei țări. Șeful diplomației germane consideră însă că livrarea rachetelor de croazieră nu este suficientă. Ele trebuie să fie montate undeva, iar chestiunea nu poate fi rezolvată cât ai clipi. Dimpotrivă, aspectele tehnice impun o examinare atentă, a spus doamna Baerbock astăzi la Berlin, în urma întâlnirii cu omologul din Estonia, Margus Tsahkna. În ultima instanță, ceea ce ne interesează este să găsim o cale pentru a ne asigura că Ucraina poate depăși imensa centură de mine amplasată de Rusia, în special în estul țării. Rămâne deci de clarificat cum pot funcționa lucrurile și se depun eforturi susținute în această direcție, a mai spus ea. Presa germană citează rapoarte potrivit cărora câmpurile de mine întinse de Rusia în Ucraina sunt mari cât vestul Germaniei. Baerbock afirmă că lecția ultimului an și jumătate nu este, citez, să spui și să promiți repede ceva, ci să limpezești toate incertitudinile tehnice. Pentru că, așa cum deseori se întâmplă, diavolul se ascunde în detalii, citat închis. Totuși, ieri Baerbock se pronunța indirect în favoarea unei decizii rapide a guvernului cu privire la posibilele livrări de către Germania a rachetelor de croazieră Taurus, dorite de Ucraina. Faptul că fiecare zi contează este un lucru pe care cred că ultimul an și jumătate ni le evocă într-un mod nu doar impresionant, ci și brutal, a spus ea, urmă după discuții cu